Centrul orașului are și o altă față, nu doar cea placată cu dale și împodobită de sărbători. Strada Pieței, de exemplu, ascunsă după rândul de blocuri de pe artera principală a orașului, este un coșmar. Locatarii din zonă spun că le este rușine față de musafirii lor pentru mizeria de care nu mai scapă de ani de zile. Ce părere aveți despre zona aceasta, dacă vă place cum arată? E oribil. E oribil. E foarte, nu, e de nedescris. Și nu numai aici. Pisti tot e așa. E un dezastru. Pentru Bacău ăsta arată un dezastru. Vă spun, n-ai unde să parchezi. N-ai nicio condiție. Și mizerii... E de jale. E efectiv. Uitați-vă termenul de punere în funcțiune a pieții de aici. Și vedeți că e depășit cu 2-3 zile, dacă nu mai mult. E păcat. Noi stăm în zona asta și știm ce se întâmplă mereu. Avem semnale și de la alții locatari că tot timpul e mizerie pe la tomberoane, sunt aurolaci. Exact, da, asta nu mai spunem. Dimineața se așează pe bordura aia și încep să stea. Sufră în pungă de ne termină. Urât. Și avem copii, nepoți la școală, copiii numai. Dar e păcat pentru ei, pentru că văd asemenea exemple. Suflă în pungă, vă spun, în prostii, nu altceva, de dimineață până seara. E cea mai mare mizerie, mi-e rușine când vin copiii mei acasă cu cuscri din străinătate și văd ce mizerie e la noi. Nu se mai poate așa ceva, pisici, vagabonzi ăștia care vin și stau și aurolacii. Toți aici roscolesc, de aici, de la second hand, aduc hainele murdare și le arunc acolo. Cei din piață de aici nu le ajung tomberoanele care le au ei acolo, și vin și aruncă jos tot. Să vedeți ce neclăială ăla de ulei și de mizerie este. Vagabonzi, câini, pisici, tot ce vrei. Și acum am dat o pisică de acolo care era urcată. Nu vă mai spun vara ce miros este de la roșii, de la pepeni, de la tot ce există aici în piață. E imposibil de trăit și nu ia domnule nimeni nicio măsură. Duminica este chiar mai rău decât în timpul săptămânii. Zona se animează și se transformă într-un obor cu zgomotele și miasmele sale. Duminica este un târg aici de animale. Iepuri, porci, purcei de tot felul, capre. Duminica a fost cu capre. Rații, gâști, iepuri, cocoși, ce vreți și ce nu vreți găsiți aici. Și plus că ocupă tot spațiul ăsta, tot felul de mașini, că dacă vin cu ele, nu ai pe unii să mai trece aici. Și e o mizerie din nedescris și o gălăgie. Cântă cocoși, tot ce vrei găsești aici. Când pleacă, e dezastru ce e aici. Noi, de la scara asta, suntem așa, mizerie de nu se mai poate. Nu se mai poate sta aici. Locatarii susțin că au sesizat autoritățile și au cerut măsuri pentru salubrizarea acestei zone. Nu s-a întâmplat nimic. Mai mult de atât, în această perioadă au loc lucrări întârziate pe sistemul de canalizare al pieței centrale. Pământul răscorit s-a transformat într-o mocirlă amestecată cu resturi menajere. Un drum prin zonă este un slalom printre băltoace, gropi, mormane de pământ și pietriș, câini și mașini parcate la voia întâmplării.